Ei bine, aici trebuie să ne gândim în primul rând că transformările nu se realizează peste noapte. Evident, adică nu mergem la o ședință de desen și pictură sau o săptămână, două și trebuie să avem deja rezultate și să fim buni în pictură și desen. Eu recomand un minim de 6-8 luni ca să se poată înrădăcina foarte bine abilitatea și tehnica, bineînțeles, și apoi dezvoltată în direcția în care copilul dorește.